Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod din seria noastră de wrestling. E bine, după cum vedeți, i-am schimbat aici attire-ul. 266, vine în papucica așa e frumos. Începem cu un heel turn, pentru că am spus că ne facem heel, așa că ne facem heel. După meciul ăsta o să avem și un debut pe care l-aveți în titlu. Băgăm aici frumos un promo să ne face heel, după băgăm un debut care sigur o să vă placă. Adică debutează Nelson. Aveți puțin, trebuie să ne facem heel turn-ul totuși. Cine e nou pe această serie? Nu prea înțelege wrestling-ul, ideea este așa. Caracterul unui wrestler e de două tipuri. Băiat rău, adică heel, gen, nu știu, Bray Wyatt. Și caracter face, gen John Cena. Și acum noi ne facem un om rău. Pentru că da, fac clickbait. One of the most popular superstars in the WWE, no question. Completăm asta aici. Le puneți voi pe pauză și le citiți. Ce-am... Bate-o pe acolo, ce-am apăsat. Ah, dar sunt matinal rău, e nou... Aproape 10 ceasul. Bine, asta și să mai creez un wrestler și de-asta. Auziți și voi, parcă strigă PSD publicul. I guess ego matters in this business. Vă place noul attire? Pantalon scurt, papuș și maiou și bandana mea de Ricardo, pentru că de ce nu, și părul prins în coadă. Care attire vă place mai mult? Ăsta, în care mi se vede cicatricea, sau la vechi? De ce am făcut pe fani, loseri. Trebuie să-mi fi pus acum bandana. Regame și picioarele. Dar nu mai stau sub. O las așa la mișto. Hai mă, că mă prostesc prea mult. Bă, da, parcă par prea gras în joc aici. Confidence is good. Arrogance is not. Gata, am făcut și heel turn-ul, dar mă arată aici cu vechi attire, nu înțeleg de ce. Bun, hai să băgăm și debutul. Te-am zis skip din prima, acum mi-am dat seama. Bun, și acum debutul Nelson Mondialu împotriva lui Colo, dragi tovarăși. Hai să vedem. O luptă care pe care, uitați-mi pe Nelson al nostru, Nelson Pop. Nelson Sebastian Pop. Sebastian îl cheamă sau cum îl mai cheamă? E Nelson îl cheamă Nelson, că așa-și dau ăștia mai gipsa numele. E Mondialu. Pentru că ești Mondial, înțelegeți? Ești bandit. Și manevra lui de final se cheme manevră. nu prea a pus de urlu care Nelson la ora asta, abia m-am trezit. Hai să vedem și intrarea lui Nelson al nostru. Big Show! Nu știu dacă se înțelege melodia că am dat-o încet. Pentru că drepturi de autor. Ia uitați-mi pe Nelson al nostru, un halat. Și l-am făcut fără dinți în gură ca să fie mai autentic. Știu că și-a pus dinți în gură și ne atacă colo deja. De ce nu? Hai mă, serios. Nu pot să-mi fac intrarea. Colo, ia vino cu ace. El s-a bandit. Manevră. Dar ne întoarce aici acolo. Opa. Boom! Mamă, mi-a dat jackhammer. Uliu, cât damage de ăsta. Daniel, să-i bandit! Iron Ring.
Dieta ta, Nelson! Așa, strânge-l, strânge-l de gât. Hai, Nelson! Hai, mafiot! Nelson, mafiot! And this is one of those matches where it's hard to believe we get paid for this. Well, actually, Nelson bandit, acum ai să joci salatul. Bine, gata, nu mai râd așa. Ia de aici de la Nelson, în papucii săi. Vreau să-l pun să bată de sculț acum, dar nu-i bai. Direct palmă peste piept în stilul Big Show. Face și taut acum ca Big Show. Yeah, but it looks to me like he still has plenty of energy in that body of his. I wouldn't look too much into this right now. You see more motivated. Moare colo pe lângă Nelson. Dar tot eu dă Nelson, el e bandit. Hai să nu-l mai ebit că arăt stupid. Am pălit arbitrul, bravo. Hai să scoatem un meleu. Perhaps he's thinking the ring can't contain what he has in mind here. Executed perfectly. Așa, am pălit aici un pută. Bravo to the voters this past week. It seems they așa în baricadă. Direct pumn în gură. Așa. It's about time. Bravo, Nelson. Vreau frumos în ring. Ia să-l prindem. Colo, ia vino cu ace. Și bum. Nelson e bandit aici. Dacă bate Nelson, dacă Nelson îl va bate pe Colo, o să-i schimbă bătaierul lui Colo. As it relates to the superstars ranking. Michael, I'm not at all surprised to hear that Corey has a different opinion. Și pacul slam. Pun în gura aici, dă-i, dă-i Nelson, dă-i bandietule. Pum, un headbutt. A, și am pus ochelari de soare, că da, mai poartă ochelari de soare sau de vedere. Ia să vedem ce semnătură avem. Nu contează că ne-o întoarce. Stai să vezi că acum îmi dă colo 3 manevre. Dar nu mai are reversal din fericire. Ce vreau să zic, îmi dă colo 3 manevre și gata, m-a nenorocit. Bine că am resiliency pe Nelson. Îl călcăm nițel așa. Disrespect, păi ce, merită ăsta respect? Dă-i bă aici. Eu dă aici Nelson bandieto. This is exactly how he drew this one up. Hai, nu-i scoat reversal-ul. Uite că acum nu-i scoat. Hai mă, nu vreau să dea reversal. Îi dau stampuri. Deci nu vrea să dea cu reversal. Acum o să dea. Ce ziceam? Ia vino cu ace. Ce o dă Nelson aici? Hai tată, hai Nelson. E dă aici cu manevră. Ia vino cu ace. A, mi-a întors cheo panciu. Opa, loot express. Din partea lui Colo. Pregătește acum Batista bombu Colo. No, n-am întors. Fă-tu-s morți, bă, de ce m-a bătut Colo. A, bă, și-a vrut să-i pun un tăiar de pușcăriaș. Da. Colo iarăși face o victorie mișelească împotriva lui Nelson. Serios, Colo. Serios. Mi-a întors finisher-ul. Mi-a dat el finisher și l-a fost match-ul. N-am avut resiliency-ul activat. Colo, firai tu să fii. Nu-s ceapa, mătii. Hai că ce pe rivalitate trebuie băieții ăștia. Next match, să vedem ce match-uri mai avem. Bă, dar ce mi-a făcut Colo? Bă, și...
ce naiba are Chrome un Fallout, ce naiba face Colo, Chrome. Nu am mai văzut de mult pe Chrome pe serie. Ce suntem? Ce face bă fratele Chrome? Grasul nostru, pufosul nostru preferat. Hai Chrome, să vedem. Ce te deranjează? Face promo, cheamă pe careva? Nici nu știu. Ia zi, ce zice Chrome? Ce mă Chrome, ești nervos? Băi Loțu, ești nervos? A, bă, că dau mai repede așa, puneți pauză și citiți. Opa! Bine, Ricardo, se pare că avea rivalitate între Chrome și Ricardo. Am pus-o. Chrome, ai pus-o. Vezi că-ți rog pe ce te bate, te și fute. Bun, a venit și Ricardo. A fan favorite. Very well put. O, oh, bun, l-am prins aici. A zis ce-o dă Ricardo la microfon. Definitely a fan favorite. Azi ne la pay-per-view. They say pride comes before the fall. Gata, câștigat aici Chrome promo-ul. Nu s-au luat bătaie, dar nu contează. Am vrut să termin mai bine cu promo-ul ăsta, că nu plac promo-urile. Dar sunt bune să le am acolo, că mai intensifică rivalitățile, înțelegeți? Înțelegeți? Bun. Și acum avem următorul meci din această seară, doamnelor și domnilor. Roberto împotriva lui Codrin. By the way, sâmbătă cu Satana, adică Roberto și cu Dracu sunt campion la echipe. Le-a luat acum două episoade sau un episod, nu mai știu. Cât, parcă am două episoade, le-a luat centurile celor din Bazooka și trebuia să se le recupereze. Dar avem noi un story pregătit. Un story time pregătit, un storyline mai bine zis pregătit pentru Codrin, să vedeți ce schimbare o să fie. Acum, na, invocăm puterea lui Roberto și lui Dracu să reapară sâmbătă cu Satana, poate îl face și pe mai Holera. Hai! Vine acum Roberto pe melodie de gangster rapper. Ia uite aici, și cu centura tag team și cu maiul lui pe spate. Yeah! Roberto. From Transylvania, Romania, weighing in at 221 pounds, one half of the ECW World Tag Team Champion, Robert O. Yeah. Roberto la tine în casă, câine. I don't think so, Cole. I mean, of course the title's not on the line, but I don't think that makes the champ any less determined here tonight. Și acum vine Codrin pe scooter, pardon, pe motocicletă. El și pe Eco acolo. Codrin e nervos, pe cum vedeți. As we ready for singles action, Byron, what can you tell us about these two competitors? Well, I can say that both of these superstars. Un Codrin gras e mai bun ca un Codrin slab. Vă ce ziceți? Cum vă place mai mult Codrin, să fie gras sau să fie slab? Mie îmi place mai mult gras. E mai, cum să spun, un om gras poate să facă mai mult autoironie. Hai, Roberto. Ce atacă aici Codrin? These guys are undoubtedly going to give us a show here tonight. And he's a Așa pune mâna pe pula lui Codrin. Va, stai jos. Dai Roberto, dai. Oh my. Va, hai, mai pune-l jos și mai dai acolo. Hai Roberto, asta e pentru că nu mai face Codrin sâmbătă cu Satana. Știe doar să facă gaming și nici Q&A-ul nu mai face. Da, bă, că ar face șef Codrinel. Poate îl face și cu atairul de pregătar. Cine știe. Ba, cu pum. Și hai să mai dăm una. Ba, pum. Și încă unul. Să fie bine să nu fie rău. Face și un taunt.
It just goes along with the territory. Roberto e la tine în casă, câine. Cred că acum o să-mi dea reversal. Ce ziceam? Opa, au ce pune piciorul pe față. Bocancul ăla care a călcat în căcat. Și Alihop ce baruncă. Boom. Ok, am întors aici. It's like this is exactly how a competitor takes control of a match. Fuck, ce v-am întors. Stai jos. Looks like he's starting to falter. Looks to me like he's starting to feel the pressure, guys. The amount of punishment he's absorbed in this match is absolutely insane. A lesser man would have given up and walked away by now. Să-l băgăm în ring. Pătrinelule, ce face? Vino încoace. Hai, vino încoace. Lasă-mă în pace. Auci, ma. A dat cu reversalul la blană. Au. No, no. Oh, I think this man means business. Is that enough for the win? No trouble. Ce ieșim aici? How in the world? When this guy's on, iarăși mă prinde. Ce faci, mă? Ia vino cu... căcat, m-a prins. Sidewalk slam. Îți dau comeback-ul. Nu-ți dai comeback-ul, codrinelule. Căcat, m-a prins. Alo, Codri, ce faci? Și l-a dat, și l-a dat. Boom. Îi dă și un leg drop. Fuck. Big leg drop. I'm not sure how much he has left. Oh boy, he is rolling. Și i-am întors. I-am întors chokeslam-ul. Va avea vreun OMG de aici? Dar nu cred. Just go for the finisher already. I don't understand. Ia vino ring. Opa! Boom! Au, să asemenea forță să-l ridici pe Codrin. E ceva. Opa, mi-a întors finisherul. As Corey continues to criticize the action in the ring, allow me to take the other side of the argument. Legătește finisherul, Codrin. Codrine, lasă-mă în pace. I-am întors. I-am întors, i-am întors, i-am întors. Ia de aici, ia de aici. Pumni în gură, pumni în gură. Și ieși din ring. Ai, Roberto face lege aici. Și... yeah, I'm here, motherfuckers. Roberto la tine în casă. Hai, Robi Roberto, vino cu aici. Mă, e urupt. O ataca Eco, dar nu cred. Și... ce-a întors-o. Ia vino cu aici. Și... BOOM! Spin up powerbomb, hai să pune pinul. Doi, trei. Roberto câștigă meciul. Așa și trebuie. Dar stai că o să se întâmple ceva. Hard not to agree with you, Cole. It was an incredible victory. Yeah, I mean a hard-fought matchup. O strânge de mână între ăștia doi. Tremendous sportsmanship. Gotta love it. O strânge de mână între Codrin și Roberto, ce tare. Își recunoaște înfrângerea, Codrin. Dar stați că vedeți acum ce. Hai mă căcat, am acum promoșa lui Slenderman. Ce să vorbească Slenderman, că ăsta n-are gură. Ăsta a fost ciuca bătăii toată seria și vrea acum să aibă și el un moment să-și facă un promo. Las-o, dracu, de treabă.
mi-am luat și eu tricou ăsta transparent, mi se văd sfârcurile prin el. What could this be about? He ain't messing around. He's not gonna keep us waiting, so let's find out. Deci e pe fundal melodia lui Undertaker. Trebuia să vină Slender și a venit Codrin acum. Well, okay. Deci și acolo Slenderman și a venit Codrin, ce dracu, e neregulă. Acum vine Zaya Fett și se... Și Roberto! Ce? Okay. A lot of resilience on display. Dar uite și tu, l-a făcut și pe Codrin mare cât Slenderman. Pe lângă Roberto, care tehnic are aceeași înălțime ca și Codrin. S-a buguit și jocul ăsta, viral de joc. Hai că oricum mă aștept să... Bă, dacă era să-i fost pe bune, câștiga Zaya Fett, că e mai deștept omul. No, look. The fans are eating it up. They say pride comes before the fall. We shall see. I-a închis gura Zaya Fett lui Slender, parcă. Ce dracu e Codrina ta pe lângă Roberto? Deci acum e Slender vs. Zaya Fett, dar de fapt e Codrin vs. Roberto din nou. Nu mai înțeleg nici... De uite și tu cât e Codrin, mâncățeș. Ce mic e... Roberto. Deci s-a buguit și jocul ăsta, că de ce nu? Nu mai ține nimic din jocul ăsta. A clubbing blow. He's inflicting some serious pain here. He's taking some offense. The referee has seen enough and this is over before it begins. Ce close and devastator îi dă. Dă-te și cu de Codrin. Bă, s-a îngrășat în loc Codrin, ce naiba. Hits with the close line. Ok, și la main event în serie. Deci nu înțeleg ce a fost asta, s-a buguit jocul. Ok, rivalitate între ăștia doi. Bun. Și acum avem așa. Noul Ovidiu 666 în maieu, cu bandană de Ricardo Milos și cu mănuși. Bine, mănușile le aveam și... Ok, bă, unde? Ah, mi s-a pus praful pe mănuși, să nu știți că n-am mănuși din astea. S-a pus și praful pe ele. Bun. Ovidiu 666 în bermude și în papuși cu șosete, pentru că așa se poartă, potriva volurilor anului. Oficial suntem heel și trebuie să fim băieți răi. Avem niște finisher-uri noi, am păstrat același overall. Nu mi-am crescut overall-ul chiar dacă mi-am schimbat un pic caracterul. And from Bucharest, Romania, weighing in at 190 pounds, the prestigious champion, OVDU champion. Corey, might we see a different game plan from the champion? As we saw, the champion, what the fuck? It's a non-title match. I don't think so, Cole. I'm willing to bet he's gonna fight his fight here tonight, regardless of what's at stake. Ia uite, bă, papuci cu ciorap, că așa se poartă. M-am făcut băia rău. Ah, îmi place cum se împarte părul în două din coadă. Bine că am găsit frizura asta cu părul în coadă. Cam, pac, îl am un pic mai scurt, cum față cum e coada aia. Dar nu-i bai. Hai că nu știu dacă se vede. Îl am și aici în coadă. Dar parcă e un pic mai lungă în joc. Ha? Hai că parcă e pe acolo. Apple Fresh. Apple Fresh, Sabura careva. Acum ar fi și o să fi donat și careva. Ar fost prea panoramă. Hai, Zappi contra... O video și este... Gata, mi-am dat jos șorapii să ne batem. Manevrele mare parte sunt aceleași, doar semnătura, finisher-ul și parcă un OMG am schimbat. Nu mai sunt sigur. Bă, dar gras arătă... Bă, sunt gras, nu? N-am de ce să mănânc căcat. Dar nici chiar așa.
A, da, arăt ciudat în pantaloni ăștia. Este că am o pereche pantalon de genul, dar n-am curat de... Nu știu dacă se vede. Uite-și voi cât a... Uite-și voi cât a curat în pantaloni ăștia. Nu l-am chiar atât de mare. Dar nu-i bai. Cine-i gay, să se bucure de ce vede aici în joc. Contul de OnlyFans nu vi-l dau încă. Opa, m-a prins aici Valor Arena. This man needs business. His strikes have a little extra on them tonight. Bun, și am ieșit aici din chain wrestling-ul lui Zappi. Să nu uităm că o să trebuiască să avem un meci cu Dani Penet. Dar în timp mă fac eu mai heel și după. După avem și meciul ăla pentru centură. Debilitating neck breaker. He's on the defensive here. Don't be surprised if he shrugs it off and comes back more motivated than ever. Well, he had to expect to take some punishment tonight. You don't step in the ring with this guy and walk away completely unscathed. The good news for him is that he doesn't care if he's taken too much offense. Și acum, în cot. Deci vedeți aceleași manevre, dar am schimbat un pic finisherurile și semnăturile. O să vedeți ce manevre faine am. Acum, hai. Bum. A, și comeback-ul am schimbat. Mi-am pus alt comeback. Opa, mi-i întoarce aici. Ia fiți antena aici, ce semnătură mișto avem. Dar bine că se târăște ăsta până la Dumnezeu. Și elbow. Și vedeți când sare face și așa. De ca și cum ți-ar arăta așa. Dar noi am dat destul de damage. Vreau să fac două finisheri să vedeți ce combinație mișto am. Poate unii o să vă așteptați la ce urmează dacă ați urmărit recent Raw-ul. Pentru că da, în Raw cam vreo 4 wrestleri sunt buni. De fapt cam tot WWE, maxim 6 wrestleri. În AEW cam toți sunt buni. Dar n-am toate manevrele celor din AEW, n-am gimmick-urile lor. Aștept să lanseze All Elite Wrestling și joc din partea lor, că o să-l folosesc. Poate cine știe, o să mut caracterele pe jocul ăla. Să vedem ce sistem vor avea de a crea caractere. Mai repede aș face de pe ăla decât de pe ăsta, că... Nu știu. Aș încerca ceva nou. Ai încă un elbow și un running bulldog. Și mi-i întoarce aici. Zappi. Zappi. Și... Opa! Remember that like it was yesterday, Cole. Instead of putting Horowitz away, Skip thought it would be a good idea to do some mid-ring push. Cred că mi-a întors aici. Da, mi-a întors. Uite aici cât a DDT-ul. Bum, direct în cap. Valorarea nu le ia vină cu și German Suplex. Fuck, mi-a întors aici, nu mai am reversal-uri. E, aici mă rupe. Dacă mă ridic, nu mă faci să mă ridic, deja m-am ridicat la tine. Ia vină cu ce? Hop. Și neckbreaker. Bum, n-a fost neckbreaker ăsta, nu-i bai. Hai să mai fac niște energie. Iar decât, hai să vă arăt și altă semnătură. Și discus clothesline. Hai că e mișto manevra asta. Știu că vă place. 1, 2. A ieșit. Avem două finisher-uri. Am o combinație finisher-uri mișto. Ia fiți antena și ce chestie vreau să vă arăt. Seems to me, guys, like we're just moments away from seeing the finisher, which could obviously put this match on. Dar nu cred că am catching finisher. Nu, n-am catching finisher. Hai să dau cu un OMG. Hai fac eu un finisher până atunci. Am uitat să dau catching finisher, băgai-mea și picioarele. Hai. Hai, ia-ți viteză, du-te și... BOOM! Inside-ul l-am păstrat. The finisher could absolutely. I knew it was only a matter of time. He wants no part of the outside. Hai să fac niște taunturi așa către public.
Au. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Și-a dat semnătura. Am crezut că pierd aici. Hai că trebuie să întorc finisher-ul, că nu mai am cum să... Ia vină cu... Ce? Legbreaker. Sunteți curioși ce finisher avem? Sunteți curioși? Se numește... RKO! Și nu se încheie așa. Și mai avem un finisher. Hai, și cu celălalt finisher. Boom! S-a ferit de point kick. Mamă, s-a ferit de point kick. Băgai mi-aici picioarele în gura lui. A vrut să-i dau și point kick-ul să-l termin, dar a ieșit. Păi și i-am spart și capul. Hai că avem comeback. Da, ați ghicit. Heel turn. Ca cine puteam să ne facem heel decât dacă nu după Randy Orton. Mi-a zis că ar vrea să-mi pun meu de-al Triple H. Da, am zis, hai, lasă Triple H, o băgăm Randy Orton. Că uite, l-avem pe Zappi pe post de Triple H. Păi și la fix a fost comeback-ul, vedeți? L-a prins așa și e la... și în poziție de a-i da semnătura. Dacă nu o întoarce, n-a întors-o. Bun. Hai să-l executăm acum cu point kick-ul. Ia vină cu acela point kick. Hai, hai că e data asta, nu te mai ridici. Boom! Aici cu pinul ăla blană, nu știu de ce și a renunțat la resiliency. 1, 2, 3. O combinație bună de bani, vreau aș putea spune. Un discus clothesline și un elbow. Pe poze de semnătură, comeback-ul Randy Orton și un RKO și... oh, deci, boom, direct pe piept i-am dat aici. Și acum suicide dive. I-a dat el spine buster. I-am întors pe digriu. Încă un elbow, dar n-a arătat punt kick-ul. Dar nu contează. Ia stați așa că mi se pare că am băgat și asta. Așa, bun, asta voiam să fac. Mi-am pus și skill-ul ăsta. A, dar nu l-a aruncat unde am vrut eu. Hai să mai dau așa un pic că vreau să se mai prind un RKO, pentru că cui nu-i place RKO-ul. Hai, vino încoace, vino încoace. Și... RKO! În băieți răi. Ori ne facem heal, ori nu ne facem. Manevre noi, așa se face treaba. Și asta a fost episodul, dragi tovarăși. Sper că v-a plăcut cum m-am făcut băiat rău. Să-mi spuneți ce părere aveți despre noul attire, dacă mi se potrivește sau nu. Eu aș zice că mi se potrivește. Adică ați văzut că în multe episoade ori sunt tricou, ori sunt mai eu. Și pe live-uri de mi se vede și cicatrice, aici se vede cât de gras sunt mai eu ăla. Oricum eu mai eu par mai solid, că tricoaiele așa le am mai largi eu. Îmi plac tricoaiele mai largi. Cam ăsta ar fi și episodul. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.